Dar băieții cum se vreau să-i pun acolo la metropolitare. Este o zi emoționantă pentru toată lumea, dar așa cum vedeți, până și soarele ține cu noi. Distinși oaspeți și invitați, preacucerniși părinți, dragi elevi, părinți și cadre didactice, suntem onorați și bucuroși în același timp să avem în mijlocul nostru pe domnul ministru al mediului, apelor și pădurii, Mircea Fechet. Doamna deputat Cătălina Ciofu. Domnul subprefect Narcis Jitaru, prietenul nostru. Doamna inspector general adjunct Lavinia Misaila. Și nu în ultimul rând, mereu alături de noi, domnul primar, economist Viorel Miron și echipa dânsului, domnul vice Adrian Ciobanu, domnii consilieri alături de noi, domnii directori de la școlile comuneștene, fostul director al acestei școli, care a păstorit această școală mai bine de 20 de ani, domnul Constantin Anastasiu. Și bineînțeles, preacucernicii părinți pe care îi cunoașteți, nu le mai enumăr numele ca să nu greșesc. Mulțumim din suflet tuturor pentru participarea la acest eveniment major, istoric, am putea spune, pentru învățământul și pentru comunitatea comuneșteană. Istoric pentru că un astfel de eveniment are loc odată la câteva zeci de ani. Dacă ar fi să facem un minimalist istoric, prima atestare a unui locaj de învățământ din Comănești are loc în anul 1866. Din acel locaj de învățământ a luat ființă școala numărul 1 Comănești. Apoi, între anii 1960-1970, școala a funcționat în clădirea Palatul Ghica, cea din spatele nostru. Apoi, în anii 1970, școala numărul 1 Comănești beneficiază de un local nou, propriu, modern și spațios, o clădire cu parter și două nivele. Personal, eu am făcut grădinița la Palatul Ghica, deci am prins acele vremuri, apoi a fost elev în noua școală în anii 70, apoi profesor în anii 90, deci am petrecut peste 50 de ani în această școală. Continuăm tot cu puțină istorie. În mai 2011, cu prilejul aniversării a 145 de ani
de la înființarea primei școli din localitate, a avut loc festivitatea de premiere, nu, scuzați-mă, festivitatea de schimbare a denumirii din școala generală numărul 1, în școala cu clasele 1-8, Ciprian Porumbescu Comănești, sub bagheta domnului director de atunci, Constantin Anastasiu, și, bineînțeles, acompaniat, bineînțeles, de domnul primar Viorel Miron. Astăzi, cu mare bucurie și emoție, ne aflăm aici pentru a marca evenimentul deschiderii școlii noastre după un an de proces intensiv de reabilitare. Suntem mândri să vă prezentăm o școală complet renovată, care strălucește și strălucește în lumina învățăturii. Elevii noștri vor beneficia de cele mai bune condiții pentru a-și desăvârși educația. Avem cele mai bune și moderne dotări. După cum vedeți, în dreapta mea, un corp de clădire complet nou, dotat cu lift, băi, sală de ședințe, apoi în spate clădirea veche, între ghilimele, pentru că totul este absolut nou, care beneficiază de clase cu echipamente informatice de ultimă generație, laborator de informatică ultradotat, baza sportivă din spatele dumneavoastră dotată cu teren sintetic, cu nocturnă, curtea beneficiază de această suprafață cu ratan și așa mai departe. Dar nu vă voi dezvălui toate acestea ca să aveți surpriza să mai descoperiți și dumneavoastră câte ceva. Vă invităm să explorați noul nostru spațiu educativ, să vă bucurați de toate facilitățile oferite și să pornim împreună într-o călătorie de descoperire și învățare. Să începem acest nou capitol din istoria școlii noastre cu optimism și determinare. Să știți că, dragi părinți, să știți că copiii dumneavoastră nu prea vor mai vrea să ajungă acasă. Principalul vinovat, se află aici alături de mine, este domnul primar Viorel Miron. Și tot ce vedeți a fost posibil datorită dăruirii și abnegației dânsului și echipei acestuia. Este un proiect de proporții majore, dus la capăt cu multă muncă din partea tuturor factorilor implicați. Mulțumim de asemenea și firmei, nu știu dacă am voie să-i rostez numele, dar probabil da, Alconep, și conducerea acesteia pentru lucrările de calitate și timpul relativ scurt de execuție. Mai avem de finisat anumite aspecte, cum este parcarea din lateral, cum este gardul școlii, dar a trebuit să ne mutăm din motive obiective. Știm că tuturor ne-a fost greu, și elevilor, și părinților. Am funcționat în 4 localuri diferite. Microbusul școlar se defecta, cel puțin în ultimul timp, aproape în fiecare lună. Și cred că toată lumea, cu toată răbdarea, își dorește să ajungă în clădirea de lângă noi. Îi dau cuvântul domnului primar, căruia îi mulțumim din suflet pentru tot ce a făcut pentru noi. Mulțumim frumos, domnule director, domnule ministru, doamna deputat, stimați invitați. Iată că a venit și ziua cea mare în care reușim să zicem așa că inaugurăm, dar nu este astăzi inaugurarea principală, pentru că astăzi doar începem școala, aici ne mutăm în școala pe care am renovat-o în timp de, aș putea spune, mai puțin de un an de zile. Lucrările au început pe 2 februarie 2023 și școala este gata din la sfârșitul decembrie, să știți. Dar au mai fost anumite lucrări de intervenit și de finalizat. Nu vă mai spun de echipamentele școlare, bănci, tot felul de dulapuri și alte catedre, tot ce înseamnă mobilier școlar și dotări, IT și tot ce înseamnă videoproiectoare, table inteligente și toate celelalte. Și toate acestea au fost terminate, de fapt, de vreo lună de zile. Noi suntem pregătiți să ne mutăm în școală.
Dar dacă nu exista domn director, poate o mai lungeam, dar domn director ne-a spus că este necesar să ne mutăm cât mai repede, pentru că copiii sunt cei care suferă, mergând în locații diferite, în diverse colțuri ale orașului, de la Vermești, Zăvoi și Microbuzul, care au probleme. Vreau să vă spun că acest proiect este din 2018, foarte scurt, vreau să trec în revistă chestia asta. Din 2018 proiectul este depus pentru a fi evaluat, pentru a câștiga. Am semnat contractul de finanțare în 2021. În 2021, deci din 2018 până în 2021, au fost evaluările. Atunci a fost declarat câștigător. În 2022, după semnarea contractului, s-a făcut licitație pentru proiectare. A durat un an de zile licitațiile și proiectarea. Și în 2023, pe 2 februarie 2023, s-a semnat contractul de execuție. Ca să vedeți dumneavoastră etapele prin care trece un proiect. Mulți spun, doamna, ce acum, că e târziu, că vine campania, că altfel nu o făcea școala. Dacă era vorba de campanie, să știți că o făcea pentru campania din 2020, nu pentru 2024. Dacă tot vrem să facem afirmații. Dar astea sunt alte chestii. Sunt speculații electorale, ca să zicem. Valoarea proiectului în 2018 a fost de 107 miliarde lei vechi. După toate devalorizările care au apărut în timpul pandemiei și tot ce s-a întâmplat, știți cu toții, valoarea a crescut până la 160 de miliarde lei vechi. Din care trebuie să punem doi de la bugetul local, 36 de miliarde lei vechi. Un alt amănunt care este important, dotările școlii, numai dotările interioare, ce înseamnă bănci, echipamente IT și tot ce înseamnă mobilier interior, se duc în jur, aproape în jur de 20 de miliarde lei vechi. Gândiți-vă cam ce dotări are această școală. Mai avem o glumă așa din când în când, numai elice nu are ca să zboare. În rest are orice. Și acum trebuie să, nu știu dacă probabil cu toții vă uitați la televizor și noi și azi dimineața când am dat drumul, prima dată am văzut faptul că sunt discuții și îngrijorări pentru un viitor cutremur. Această școală a fost consolidată și nu numai această școală. A fost consolidat și Spitalul Ioan Lascăr, și școala Liviu Rebreanu, și școala numărul 4 Șupan, și școala Cuza Vodă, și școala de pe Minerului, Costache Ciocan. Toate acestea au fost reabilitate și consolidate în vederea rezolvării problemei dacă Doamne ferește, ar fi un cutremur, a suferit intervenții și investiții majore pentru consolidare. Mai multe nu vă mai spun. Cu dumneavoastră, cu ochii dumneavoastră, veți vedea tot ceea ce se întâmplă, tot ceea ce se face. Ați văzut că au început lucrările cu blocurile și chiar și aici, lângă școală, sunt lucrări de reabilitare și eficientizare energetică. Eram un pic mai mândru, așa spunând, că suntem singurul oraș din județul Bacău care a câștigat toate proiectele pe eficientizare energetică din județul Bacău. Ei, aflați că m-am înșelat. A câștigat și Oneștiu un bloc. Deci nu suntem singurii, deci și Oneștiu, municipiul Onești, va reabilita un bloc, doar un singur bloc. Noi reabilităm vreo 60 de blocuri în această etapă, dar vă pot spune că am depus în evaluare, se află în evaluare, toate blocurile din Comănești. Absolut toate blocurile. Nu există niciun bloc care să nu fie depus. Așteptăm noi etape de finanțare și sperăm noi ca să ne cheme să semnăm contracte de finanțare și pentru celelalte blocuri. În rest nu mai spun nimic, pentru că orice ar spune zice lumea cum mă laud. Și nu este cazul să ne lăudăm, este cazul să arătăm. Să arătăm ceea ce am făcut și ceea ce facem. Că așa de povestit, stai consilier local 4 ani, nu faci nimic, nu votezi și mai și abții într-una și nu mă pui contra și la urmă spui că domnule, nu s-a făcut nimic în ultimii 4 ani. Poftim,
Tu te lauzi consilier local, care ai fost consilier 4 ani de zile, să spui că în mandatul tău, când tu erai cel care trebuia să promovezi proiecte, să spui că n-ai făcut nimic? Păi primarul are cu ce lipsă rău, dar uitați că arătăm toate proiectele care sunt depuse încă din 2018. Deci noi ne facem datoria. Atât vă pot spune. În această, la această investiție și nu numai la această investiție, una din investiții pe care am promovat-o săptămâna trecută este acel câmp de panouri fotovoltaice care ne asigură gratis iluminatul public, energie electrică pentru iluminatul public. Este tot un proiect pe fonduri europene, iar toate construcțiile care le facem acum, atât eficientizarea energetică a blocurilor, cât și toate școlile, spitalul și tot ceea ce înseamnă clădiri publice, toate au componentă de eficientizare energetică prin care sunt asigurate panouri solare, panouri fotovoltaice. La spital avem pompe geotermale care asigură încălzirea spitalului. Deci vă dați seama ce, cât de avantajos este pentru o instituție să ai asigurată căldura, să ai asigurat curentul, să ai asigurat apa caldă. Pentru că sunt economii și poți să beneficiezi de aceste avantaje enorme. Și pentru că avem în această componentă și acest lucru, mi-am permis să-l invit pe domnul ministru al mediului, pentru că domnia sa ne poate propune și alte proiecte în continuare cu care noi nu o să le ratăm. Vă garantez eu că nu o să le ratăm. Că unii spun și că primarul ăsta, ați văzut, lucrează haotic. Păi haotic lucrez, domnilor, că scoate linie de finanțare pentru o creșă, pac, am câștigat proiectul cu creșa. Când scoate pentru centru de zi pentru seniori, am câștigat proiectul pentru seniori. Când scoate pentru eficientizare blocurile, am câștigat blocurile. Când scoate pentru panouri fotovoltaice, ne băgăm la panouri fotovoltaice, la orice zonă, pe deșeuri menajere, pe colectare selectivă, pe orice domeniu, câștigăm proiectele funcție de cum sunt scoase la finanțare, cum sunt scoase ele pentru a fi câștigate. Nu stăm, nu, noi le luăm în ordine, întâi facem așa, întâi crește, după aia grădiniți, după aia școli generale, după aia liceu și după aia când ne vine rândul mai far. Nu, domnule, dacă nu te-ai scris, atunci ai pierdut trenul, gata, s-a dus. Mai, și eu nu prea îmi permis să pierd trenurile pentru că chiar vreau și am pus suflet la acest oraș și îmi iubesc acest oraș. Iar cei care nu-și iubesc orașul nu știu, și nu știu să respecte munca celui care a făcut ceva sau celor care fac ceva, să veniți la primăria Comăneci să vedeți cam cât se muncește la un asemenea proiect. Nu o să vă dați seama și nu vă închipuiți câtă muncă se depune acolo. Și săracii cei din primărie, când văd cu câtă ușurință vorbesc cei că, vai, că aia dați fonduri europene, ca și cum pe noi ne așteaptă un sac la minister pe care scrie Comănești și zice, uite, ăla e sacul dumneavoastră cu dolar, cu euro, luați-l și faceți școala și faceți grădinița, spitalul și așa mai departe. Nu vă mai țin, pentru că copiii sunt cei mai nerăbdători și dar vor fi și cei mai satisfăcuți astăzi când vor intra în clase. Am văzut clase foarte frumoase, dar am văzut diferențe. Am văzut diferențe între un cadru didactic și alt cadru didactic. În unele clase zici că e căsuța din povești atât de frumos aranjată, urnată și amenajată, în alte clase sunt mai seci așa, doar băncuța, pixul, creta și tabla. Ei, ar trebui ca și cei care profesează cadrele didactice să aibă în vedere să pună suflet și să facă ceea ce e de făcut de acum încolo. Ceea ce a ținut de administrația publică, de noi, de mine personal, am adus absolut tot. Din acest moment, preluați dumneavoastră și mergeți mai departe pentru a vă atrage copii, pentru a vă atrage elevi. Pentru că, din punct de vedere profesional, sunteți cei care sunteți responsabili de acum înainte. Nu mai puteți da vina pe nimeni și pe nimic. Totul este la buna dumneavoastră, să zicem așa, creștere, dezvoltării acestei școli. Școala a mai construit un corp nou. Aveam condiții și spații ca să aducem elevi și mai mulți și mai mulți. Deci dumneavoastră sunteți cei care veți
veți hotărâ acest lucru, în funcție de cum veți da silința din punct de vedere profesional. Doresc succes tuturor. Îmi cer scuze că am lungit-o deja, am vrut să vorbesc doar 2 minute, dar cred că am vorbit 3. Și o să-i dau cuvântul domnului ministru ca să mă adreseze câteva cuvinte. Doresc să aveți parte de tot ceea ce vă doriți, această școală să vă fie călăuză pe întreg parcursul vieții dumneavoastră, să nu uitați niciodată că ați învățat la școala Ciprian Porumbescu și să vă dea Dumnezeu ca să o întrețineți, să o îngrijiți, să o păstrați, ca să puteți veni și cu copiii dumneavoastră, chiar cei care sunteți micuți așa doar în clasa a 2-a, a 3-a, a 5-a sau a 8-a, să puteți veni mâine, poi mâine, cu copiii dumneavoastră și să arate la fel de frumos cum arată astăzi în prima zi dumneavoastră, a prima dumneavoastră zi de școală. Mulțumim, succes maxim tuturor! Stimate cadre didactice, stimați părinți, dragi copii, să știți că acum aproape o oră mi-am lăsat și eu 2 din cei 3 copii în fața școlii, mi-am luat rămas bun de la ei, m-am asigurat că n-au uitat mărțișoarele acasă și am venit aici, la Comănești, să mă bucur alături de dumneavoastră de această zi extrem de importantă. Nu doar de primăvară ne bucurăm astăzi, dar abia aștept să intru în această școală, care sunt convins că arată la fel de bine înăuntru precum arată afară. Când domnul primar Viorel Miron m-a invitat să fiu prezent astăzi aici, m-am bucurat extrem de mult. Pentru că tot particip prin județ, ba la inaugurări de drumuri, ba la inaugurări de poduri, ba la inaugurări de cămine culturale, însă atunci când mi se arată o școală, atunci când mi se arată o grădiniță, atunci când știu cât de mult muncesc primarii și țin să-i mulțumesc domnului primar Miron pentru efortul pe care îl face, știu cât de importante sunt investițiile în generațiile următoare. Spun asta nu doar în calitate de ministru sau de deputat, o spun în calitate de părinte, de tată, pentru că tot ceea ce fac în fiecare zi, fac gândindu-mă la copii, gândindu-mă la ceea ce rămâne în urma noastră. Așadar, am citit odată un studiu care spunea că într-o școală modernă, copiii învață mai bine. În preambulul ghidului de finanțare pentru eficientizare energetică, asta scria, că dacă copilului nu e prea cald, nu e prea frig, probabil performanța lui școlară va fi mai bună. Și atunci când astfel de investiții sunt finanțate din fonduri europene, adică nu împovărează bugetul local, este cu atât mai bine, pentru că avem un dublu câștig. Așadar, încercând să mă încadrez în cele 3 minute pe care mi le-a acordat domnul primar, mulțumindu-i încă o dată pentru această invitație și profitând să spun că sunt mândru că mi-e prieten și că mi-e coleg. Abia aștept să intrăm în școală pentru a vedea împreună cât de bine s-au organizat autoritățile locale. O primăvară extraordinară și mult succes la învățătură! Domnul subprefect Nace Citaru vrea să vă spună câteva cuvinte. Bună dimineața, dragi elevi, părinți, cadre didactice, stimați invitați. Mi-aduc aminte că din 2005, când m-am angajat la primăria din Comănești, an de an veneam cu domnul primar la începutul anului școlar sau la sfârșitul anului școlar și împreună cu dumneavoastră participam cu toții la festivitatea de deschidere sau de început de închidere a anului școlar. Și ca și dumneavoastră, cel puțin cadrele didactice, nu aveam un gust prea plăcut când ne situam în acest perimetru. Astăzi, cred că și dumneavoastră și eu am tras o concluzie. Oare suntem la școala Ciprian Porumbescu? Că eu cred că am greșit locația. Dar vom vedea mai târziu, după ce o să vedem dotări și toate celelalte și sigla, la care, apropo,
atunci când ați inaugurat sigla și eu am contribuit. Eu am făcut-o, sigla cu Ciprian Porumbescu. Domnul director știe. Mă bucur foarte mult pentru ceea ce văd acum și vă promit ceva. Nu de mult am început o reconversie profesională și văzând câte proiecte frumoase face domnul primar Viorel Miron pentru educație aici în orașul Comănești, unde m-am născut și eu, am zis că dacă politica îmi va face pas, că nu știi niciodată, mă voi face cadru didactic. Și aviz colegilor din sistem, poate într-o zi o să predau și eu la această școală, alături de dumneavoastră, pentru că, așa cum știți, de ani de zile am fost și eu alături de copiii din școlile din orașul Comănești, alături de profesori, în tot felul de evenimente. Sper să ne regăsim sănătoși în orice ocazie ar fi, pentru că această școală este exemplul, în primul rând, al devotamentului administrației locale pentru viitorul copiilor. Iar domnul primar și toată echipa din primărie, unde și eu am lucrat, de altfel, am încercat zi și noapte să găsim soluțiile cele mai bune ca și copiii, și cadrele didactice, și mai ales părinții să fie mulțumiți de mediul în care vor crește viitorul. Viitorul sunt copiii din fața noastră. Felicitări tuturor, felicitări domnului primar și mult succes în continuare. Și vreau să mai transmit un sincer la mulți ani tuturor mamelor, bunicilor și domnișoarelor, că acum și că eu Marte. Mulțumim, domnule subprefect, doamna inspector general adjunct al Inspectoratului Județean Școlar Bacău, doamna Lavinia Miseriu. Bună ziua tuturor, stimate domnule ministru, stimate domnule primar, domnule subprefect, domnule preacucernici părinți, dragi colegi, elevi și părinți. Suntem aici cu toții să sărbătorim inaugurarea școlii gimnaziale Ciprian Porumbescu după un proiect de reabilitare, consolidare și dotare a tuturor spațiilor dedicate procesului instructiv-educativ. Ne bucurăm cu toții de această zi și felicităm în mod special pe domnul primar Viorel Miron și întreaga sa echipă pentru energia de care a dat dovadă și seriozitatea de a duce la bun sfârșit acest proiect într-un timp record. Domnule primar, școala este un iad, dar se simte ca raiul pentru elevii săi. Așa cum spune proverbul, ați făcut din școala Ciprian Porumbescu un rai pentru toți elevii și cadrele didactice care lucrează în această instituție. Dragi copii, toți oamenii mari odată au fost la școală, iar voi, ca să ajungeți oamenii mari, trebuie să învățați cât puteți de bine în fiecare zi și să păstrați și să respectați tot ceea ce aveți aici ca și cum ar fi casa voastră, pentru că școala este a doua voastră casă. Colegilor mei le urez mult succes și să se bucure de toate dotările, să fie sănătoși, răbdători, pentru a inocula în sufletele și mintea dumneavoastră tot ce este mai bun, mai frumos și nou pentru formarea viitorului vostru. Vă doresc mult succes, felicitări încă o dată domnule primar și întregii dumneavoastră echipe și mult succes în toate proiectele pe care le-ați inițiat și pe care sunt convinsă că le veți finaliza cu succes. Mulțumim frumos, doamna inspector general adjunct. În continuare, doamna deputat Cătălina Ciofu vrea să vă adreseze două cuvinte. Mulțumesc, domnule primar, stimați invitați, preacucernici părinți, stimați profesori, elevi, părinți. Sunt cu adevărat onorată să vă revăd în acest cadru, pentru că și eu am fost elevă acestei școli, în clasele primare, din clasa 1 până în clasa 8-a. Sunt uimită de ce văd, e chiar de nerecunoscut acest loc. Niciodată nu ne-am bucurat de un astfel de teren de sport, nu mai zic de condițiile din sală de clasă. Părinții voștri, dragi copii, vă pot confirma aceste lucruri. Cu siguranță, o mare parte dintre ei au fost elevi acestei școli. Trebuie să vă bucurați cu adevărat de aceste condiții de învățare și să vă ambiționați să învățați cât mai bine. Poate că nu o să vă fie chiar atât de drag să veți mereu la școală din vari motive, dar cu siguranță nu din cauza confortului pe care vi-l oferă sălile de clasă.
Vă felicit, domnule primar, și întreaga echipă pentru efortul depus. Eu nu cunosc să fie astfel de condiții în altă unitate de învățământ din județ. Lift în școală, nu știu dacă există, le numărăm pe degete, poate în România, în școlile generale. Așadar, trebuie cu adevărat să apreciați efortul depus pentru a avea aceste condiții. Vă urez mult succes, o primăvară frumoasă și să fiți mereu așa înfloritori ca în această perioadă, atât în viața profesională, cât și în particular. Mult succes! Mulțumim frumos, doamnă deputat! Și nu în ultimul rând, domnul director Anastasiu, cel care a venit acum să reclame că de ce nu am făcut școala de când era dumnealui director, de pe perioada respectivă. I-am spus, da, domnule, am depus proiect în 2018, dar uitați că au urmat niște etape și niște pași. Și acum a ieșit școala când ați ieșit dumneavoastră la pensie. Mulțumesc, domnule primar, dragi elevi, stimați părinți, dragi colegi, am niște emoții extraordinare să mă aflu iar în mijlocul dumneavoastră. N-am ieșit prea de mult la pensie. Regretul meu că n-am prins măcar un an să predau și eu într-o așa o școală modernă. Mulțumesc conducerii școlii că m-a invitat la acest eveniment deosebit, dar înainte vreau să salut prezența invitaților, să fiu într-așa o companie selectă, precucernicilor părinți care sunt astăzi alături de noi, să le mulțumim. Participăm astăzi la un eveniment deosebit pentru școala Ciprian Porumbescu și nu numai pentru școala Ciprian Porumbescu, pentru că este una dintre cele mai, să spunem așa, frumoase școli, nu numai din județ. Eu o consider una dintre cele mai bune școli din România, reabilitată la standarde europene. De vină pentru acest fapt este domnul primar Viorel Miron și echipa dumnealui, și pentru că suntem într-o instituție de învățământ, dacă sunteți în asentimentul meu, vreau să-i dau nota 10 cu felicitări. Și cred că toată lumea e în asentimentul meu. Vreau să mulțumesc conducerii școlii, să felicit conducerea școlii. Aveți o conducere sufletistă care cred că va realiza foarte multe lucruri și își vor da interesul în activitatea didactică. Copii, vreau să vă văd cu zâmbetul pe buze. Nu așa supărați, probabil că din cauza frigului, un pic de frig, da? Și să vă urez mult succes. Mult succes colegilor mei și din când în când să mă mai chemați să mai văd pe școala. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim frumos, domnule director, și cu aceasta să zicem că am încheiat porțiunea aceasta prin care am prezentat un pic și noi cât de cât investițiile care le-am făcut. Am uitat să îi mulțumesc și eu constructorului care a fost și este unul din cei mai destoinici constructori. A terminat prima școală. Sunt convins că va termina și primele pachete de blocuri, pentru că are în execuție și câteva pachete de blocuri. Și sperăm noi ca să avem parte de astfel de constructori tot timpul. Acum mai avem în licitație încă câteva pachete de blocuri și sperăm noi că și acei constructori vor fi la fel de destoinici. Ne dorim cel puțin din tot sufletul. Tot astăzi încep lucrările pe rețele de gaze în orașul nostru. Un proiect de aproape 10 milioane de euro. Sperăm să avem parte tot de un constructor destoinic. Ne dorim ca să avem cu cine lucra. Toată lumea spune, nu sunt locuri de muncă, dar toți constructorii când vin mă întreabă, aici găsim forță de muncă? Și îi las să caute și la un interval oarecare vin, spun, domnul primar, n-am găsit pe nimeni. Cărăm cu autobuzele de la Bacău, de la nu știu de unde. Deci despre asta discutăm în ziua de astăzi, dar cu toate acestea facem față și ne descurcăm așa cum putem, cu cine avem și să facem treburi cât de bune. Nu în ultimul rând, am uitat să mulțumesc preacucernicilor părinți că au fost, sunt și cred că o să-i mai deranjăm încă de câteva ori,
când vom face inaugurarea spitalului, inaugurarea școlii Liviu Ebreanu, inaugurarea școlii numărul 4 Șupani, inaugurarea școlii numărul 9 de la Cuza Vod, inaugurarea școlii de pe Minerului, nici nu știu cum să facem, să le facem o parte așa, că dacă le facem inaugurările, o să zică lumea că mă laud, iarăși. Deci eu trebuie să laudă primarul că face. Noi trebuie să punem în funcțiune toate aceste investiții. Și când vorbim de investiții, ne-am gândit în primul rând la sănătate, la spitalul nostru care e, chiar că doar Elice îi lipsește, doar Elice. Să știți că medici, avem 61 de medici cu contract de muncă, 61, n-a avut niciodată spitalul atâția medici. 90% sunt numai tineri. Avem 26 de medici rezidenți care vor termina în anii următori și care vor lucra în continuare, iar la noul program de rezidențiat vom depune la minister încă liste, încă solicitări de 40 de medici rezidenți. Deci să nu vă faceți probleme că nu avem medici. Avem medici, avem echipamente, avem spital modern. Să ne dea Dumnezeu sănătate, să nu ne ducem decât în vizită pe acolo, să vedem ce frumos este. Da, prea cu cernicilor părinți, vă rugăm frumos să oficiați această slujbă și vă mulțumim încă o dată pentru onoarea care ne-ați făcut-o să fiți prezenți astăzi alături de noi. Binecuvântate este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindeni și pe toate le împlinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește într-un noi și ne curățește de toată întâlnăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. În pace Domnului să ne rugăm. Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor Dumnezeu Biserici, pentru unirea tuturor, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru Sfântă Biserica aceasta, pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră în ea, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru nou preasfințitul arhiepiscopul nostru Ioachim, pentru cinstita preoții meșteanul Hristos diaconime, pentru toplerul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și pentru iubitoare de Hristos armată, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se sfințească școala aceasta cu puterea, cu lucrarea și cu harul Sfântului Duh, Domnului să ne rugăm.
ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pre noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Miește! Pe prea sfântă, prea curată, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi. Și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Și Doamne, că Ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, Dumnezeul nostru, caută acum cu milostivire spre rugăciunea noastră a smeriților și nevrednicilor slujitorilor Tăi și trimite harul preasfântului Tău Duh peste unde lemnul acesta și îl sfințește pe el ca să fie spre sfințirea școlii acesteia și spre alungarea tuturor puterilor celor potrivnice și a bântuirilor diavolești. Că Tu ești Cel ce binecuvintezi și sfințești toate, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor și Duhului Tău. Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca și Tire. Slavă Ție, Doamne, slavă Ție! Să luăm aminte și copilul creștea și se întărea cu Duhul umplându-se de înțelepciune și Harul Dumnezeu era cu el și părinții săi se duceau în fiecare an la Ierusalim de praznicul Paștilor. Iar când a fost Iisus de 12 ani, ducându-se ei la Ierusalim, după obiceiul praznicului și sfârșindu-se zilele și pornind ei înapoi, copilul Iisus a rămas în Ierusalim. Iosif și mama lui n-au știut și socotind că dânsul este împreună cu alți prieteni de călătorie, au mers cale de o zi căutându-l printre rude și printre cunoscuți, însă nu l-au găsit. Atunci s-au întors la Ierusalim și l-au căutat. După 3 zile l-au găsit în templu, șezând în mijlocul învățătorilor, întrebându-i și ascultându-i, și toți care l-auzeau se minunau de priceperea și de răspunsurile lui. Slavă-ți-e, Doamne, slavă-ți-e! Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Doamne Dumnezeu nostru, Cel ce a învățat pe Moise precum învață omul pe Fiul Său, Cel ce a luminat pe Iason ca să ceară regelui înființarea de școli și amfitrate în Antiohia, precum spune Scriptura, Cel ce prin prorocul Daniel ai descoperit lumii că cei înțelepți vor lumina ca strălucirea cerului și cei care vor fi îndrumat pe mulți pe calea dreptății vor fi ca stelele în vecii vecilor, căci învățătura celui înțelept este izvor de viață și bunăstare pentru cel ce își împlinește meșteșugul pe care l-a deprins. Cel ce ai trimis lumii ca învățător și mântuitor pe însuși Fiul Tău, cel unul născut pe Domnul nostru Iisus Hristos, izvorul înțelepciunii cele veșnice care a învățat mulțimile, încât acestea se întrebau cum știe cartea acesta fără să fie învățat, neștiind că învățătura sa era de la Tine, Dumnezeu nostru. Ție ne rugăm, binecuvintează pe toți oștenii istorii acestei școli. Sfințită cu venirea Duhului Tău Celui Sfânt, ocrotitori având pe toți Sfinții Tăi. Și dăruiește-le înțelepciunea și iscusința de a sluji cu toată evlavia și dăruirea liturghia cunoașterii pe altarul sufletelor elevilor acestei școli. Elevilor scolește-le dorința de cunoaștere, discernământul și dăruirea de a se îndeletnici mereu cu cele de folos, căci spune Scriptura, Fiule,
Din tinerețile tale alege învățătura și până la cărăutețile tale vei afla înțelepciune. Ferește-i, Doamne, pe elevi de cursele văzuților și nevăzuților vrăjmași, de ispitele toate și mrejele ucigătoare de suflet ale acestui veac, pentru că tinerii, lăsați în voia plăcerilor, sunt ca spini aruncați care nu se pot lua cu mâna. Dăvește-le înțelegere dreaptă și bună cugetare a inimii și luminează-le mintea spre cunoașterea Sfintelor tale învățături. Fă ca talanții învățăturii să fie înmulțiți cu dragoste, bună chivernisire, dăruire, demnitate și dreaptă socoteală. Pomenește, Doamne Dumnezeu nostru, pe toți profesorii și elevii acestei școli care au dormit într-o nădejdea învierii și a vieții veșnice și răsplătește-le în împărăția cerurilor după faptele și credința fiecăruia. Cu harul și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unuia născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, cu preasfântul și bunul și de viață făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecii. Amin. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugăm-ne și auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor, robilor lui Dumnezeu, elevi, profesori, părinți, cadre didactice, ostenitori și ale acestei școli, pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Încă ne rugăm ca să trimiți binecuvântarea Ta asupra școlii acesteia și asupra ostenitorilor și elevilor ei și pe Îngerul Tău cel milostiv ca să-i păzească de toată răutatea, să-i povățuiască spre lucrarea tuturor faptelor celor bune și spre împlinirea Sfintelor porunci ale lui Hristos Dumnezeul nostru, să le dăruiască sănătate, zile îndelungate și întru toate să-i îndestuleze. Pentru acestea să zicem toți, Doamne, auzi-ne și-i miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Miluiește! Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, adeștea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, milostiv, fiind nouă stăpâne pentru păcatele noastre și ne miluiește pe noi, ca milostiv și viitor de oameni, Dumnezeu ești, ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Distinse domnule primar, domnule ministru, domnule subprefect, domnilor director și director adjunct și domnule director, doamna inspector general adjunct, domnule viceprimar, preacucernici părinți, cu multă bucurie suntem astăzi prezenți la momentul acesta deosebit și sfânt, aș îndrăzni să spun, și anume al sfințirii, al inaugurării acestei școli atât de frumoase și mă bucur pentru faptul că suntem astăzi în numeros popor, părinți și copii împreună cu cadrele didactice pentru un nou început și pentru a binecuvânta această construcție atât de frumoasă. De aceea, iubiți copii, mă adresez vouă în primul rând să fiți bucuroși de faptul că de acum înainte puteți învăța într-o școală bine organizată și bine chivernisită. De asemenea, și părinții voștri să fie bucuroși și mândri pentru aceasta și să căutați, să acumulați, să asimilați învățături, pentru că un filosof latin, Seneca, spunea non scholae sed vitae discimus, nu pentru școală, ci pentru viață învățăm, și de aceea să căutați să vă agonisiți vouă învățătură sfântă și binecuvântată pentru întreg restul vieții. Nu uitați un fapt, un lucru, și anume că școala aceasta poartă numele unui mare român, unui mare patriot român, unui mare compozitor al neamului nostru, Ciprian Porumbescu, care, deși a trăit puțin, mai puțin de 30 de ani, este pentru noi un exemplu de dăruire și de patriotism. Născut într-o altă țară, dar în București, trăind într-o altă țară și plecând din această lume
tot în Bucovina înstrăinată, marele compozitor Ciprian Porumbescu a știut, a prevăzut, a profețit visul care se va realiza mult mai târziu, după vreo 35 de ani de la trecerea sa la cele veșnice, și anume visul acesta al României mari și visul acesta al unirii neamului românesc. De aceea Ciprian Porumbescu este pentru noi o icoană a poporului român, este un exemplu pe care fiecare dintre noi putem să-l luăm ca motiv în viața noastră. Bunul Dumnezeu să vă dea sănătate vouă, părinților voștri, cadrelor didactice și tuturor celor care s-au străduit în toată această perioadă să vă redea acest templu al culturii și al învățăturii în localitatea dumneavoastră. Și pentru că suntem la început, la un nou început, împreună cu dumneavoastră și cu părinții preacucernici preoți, spunem așa, robilor lui Dumnezeu, cadrelor didactice, copiilor, profesorilor, autorităților și tuturor celor care sunt de față la această măreață manifestare, dă-le, Doamne, sănătate, lungime de zile și păzește pe ei într-un mult și fericiți ani. Mulți ani trăiască! La mulți ani cu sănătate să vedea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți, vă fie viața numai lumină, ca în lumină să dăinuiți, pentru credință și mântuire, la mulți ani să trăiți, mulți ani. Vă dorim din partea noastră, dar și ca semn al binecuvântării în al preasfințitului Arhiepiscop Iachim pentru cancelare și pentru școală o icoană a Sfintei Parascheva de la Roman, este personalizată, Catedrala din Roman, titorită de Marele Domnitor Petru Rareș, are la intrarea ei în pronaos icoana aceasta unică, Sfânta Parascheva Petron, numai pe Maica Domnului o găsim de Petron, dar Petru Rareș și urmașii lui, când au pictat Catedrala din Roma, au pictat această icoană care este dragă Părintelui Arhiepiscop și care o folosește ca și semn și ca și simbol al eparhiei noastre. Vă dorim cu tot dragul și Sfânta Parascheva să vă ajute și să vă păzească. Amin. Să fiți sănătoși. Doamne ajută. Să trăiți. Doamne ajută. Acum, ca să ne organizăm și să ne desfășurăm fiecare mai repede, toți se grăbesc, toți ne grăbim. Aș propune așa, fiecare cadru didactic, diriginte, învățător, să-și ia echipa cu chiar și părinți, deci pot să viziteze și părinții școala și în timp ce părinții, preoții sfințesc fiecare clasă, dumneavoastră deja ajungeți în fiecare clasă în parte. După care puteți să vă plimbați toată ziua prin școală astăzi. Dacă vă dă voie, domn director. Cu liftul câte 5-6, atât. Deci vă rog să intrați în sălile de clasă și noi cu toții vom merge cu toții să vizităm școala.